Ziua și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi am revenit cu etalarea dragostei pentru săptămâna 1-7 martie 2020 pentru zodia Capricorn. V-a căzut un mesaj și vreau să vă-l citesc. În această săptămână poate veți avea, poate o să fiți mai geloși, mai posesivi sau aveți partener-parteneră mai posesivă, mai geloasă. Ori mergeți pe idei fixe, ori partener-parteneră sau o persoană pe care o placeți merge pe niște idei fixe. Ideea e că trebuie să renunțați la o anumită atitudine dusă într-un mod mai extrem, adică un atașament prea exagerat față de o relație sau o persoană, ca să nu cumva să o îndepărtați de dumneavoastră. Ce e dus la extrem, ce e mult strică, știți vorba, da? Trebuie să fie totul limitat, să fie în limita bunului simț, ca zic așa. Trebuie să fiți, să nu duceți lucrurile la extrem, dar să le luați cu calm. Cam asta ar fi mesajul pentru Capricorn. Bun, haideți să vedem. Până voi extrage toate cărțile, vreau să vă mulțumesc din suflet tuturor pentru toate like-urile, comentariile și faptul că v-ați abonat canalului meu. Și să știți că implicarea dumneavoastră nu rămâne, deci o văd, o iau în vedere, pentru că ori de câte ori am ocazia să merg la biserică, pun un gând bun și pentru toți cei care mă urmăriți, ca să vă meargă bine, să aveți reușită și succes în tot ceea ce vă doriți, să fiți fericiți, să fiți împliniți din toate punctele de vedere. Chiar m-aș dori să vină acea zi în care să-mi spuneți că lucrurile vă merg din ce în ce mai bine și sunteți mai împliniți, mai liniștiți, mai încrezători. Bun, eu vă mulțumesc încă o dată. Mi-aș dori să vă îmbunați în număr din ce în ce mai mari, să mărim această echipă minunată, această echipă norocoasă, cum îmi place să o denumesc. Sunteți foarte dragi cu toții, de aceea m-am implicat în acest lucru, în acest proiect, cu tot sufletul, cu toată inima, să știți. Ce fac, fac din, cu drag, din suflet și chiar îmi doresc lucruri pozitive pentru toți dintre dumneavoastră. Bun, haideți să trecem la etalarea propriu-zisă. Văd aici că aveți de-a face cu persoane zodia rac, scorpion, vărsător, balanță, gemeni, dar nu excludem și leul. Dar ar mai putea fi și berbecul și săgetătorul, dar și pește, și pește, atât. Deci mai ales persoanele care aveți de face cu aceste persoane. În cazul în care aveți o relație stabilă, mai ales persoanele care sunt într-o relație stabilă cu racii, văd multă oboseală, multă responsabilitate, relație. Și multă muncă de lămurire, poate, în anumite relații, ca ori ați ajuns într-un punct în această relație în care vă simțiți foarte obosiți, simțiți că ați depus foarte mult efort în relația aceasta și parcă nu se văd rezultatele, adică parcă acea persoană se împotrivește la tot ce faceți dumneavoastră benefic pentru această relație și aceste lucruri vă îngreunează situația, ca să zic așa, dar nu neapărat. Se vede o evoluție, chiar dacă depuneți un efort, chiar dacă simțiți că sunteți obosiți, că nu mai puteți să duceți relația mai departe, că nu mai puteți lupta pentru persoana pe care o placeți, să știți că se vede o evoluție foarte pozitivă aici. Lucrurile tind să avanseze, lăsând în urmă trecutul, în unele cazuri. Mai poate fi și nevoia asumării unor noi responsabilități în relații sau o abordare mult mai autoritară în relații sau în contactele cu sexul opus. Acum depinde de la caz la caz. Fiecare cum se regăsește aici. În alte cazuri văd o propunere foarte serioasă pentru o relație, un început de relație care este plin de loialitate, de sinceritate, de încredere. Tot ce veți începe sau veți evolua în această săptămână într-o anumită relație, văd multă implicare. Multă implicare, multă iubire, o armonie și o împlinire sufletească extraordinar de bună. În multe cazuri, fie că aici că vorbim despre un cuplu sănătos, fie că vorbim de succesul unor serii de, nu știu, aventuri în mod reciproc plăcute,
Sunteți împliniți și obțineți ceea ce vă doriți. Dar, într-adevăr, trebuie să vă gândiți aici și la să mulțumiți partenerul, partenera, exact cum și ea sau el vă mulțumește pe dumneavoastră. Să fie aici un echilibru. Ca să fie, să fiți cu toți bine și mulțumiți din toate punctele de vedere. Adică să nu dumneavoastră să oferiți mai mult și partenerul mai puțin, sau partenerul, partenera să ofere mai mult și mai puțin și dumneavoastră mai mult. Trebuie să fie un echilibru aici, să fie din ambele părți, să aveți mulțumire. Și în unele cazuri, în alte cazuri, la unii dintre dumneavoastră, poate în această săptămână să cunoașteți o persoană. Deși acum vorbim de mai multe, de mai multe tipuri de relații, să zic așa. Ar putea fi persoana aceasta amant-amantă, fie este o persoană nouă în viața dumneavoastră, fie este o persoană mai tânără, fie sunteți la începutul unei relații care a început așa un pic mai riscant, să zic, adică v-ați asumat un risc când ați început această relație. Ideea este că sunteți predestinați să fiți împreună. Văd o potrivire deosebită cu o anumită persoană. Este genul de relație care este menită să fie. Nu este nici de cum o aventură sau o simplă tachinare și așa mai departe. Nu, din contră, lucrurile sunt mult mai serioase aici. Indiferent de natura relației care decurge de aici și este de durată, să știți că relația este predestinată. Poate veți întâmpina unii dintre dumneavoastră nu știu, poate vă veți simți confuși, poate va trebui să faceți o alegere, poate simțiți că nu este adevărat, că trăiți un vis, că nu poate fi adevărat, adică credeți că acea persoană vă amăgește, că de fapt nu are intenții serioase, nu, să știți, nu. Eliminați-vă aceste lucruri din gând, pentru că are cele mai serioase intenții, chiar dacă pare ea mai matură, mai copilăroasă, într-adevăr, poate fi un pic o persoană mai neserioasă aici. dar este o persoană foarte, vă simțiți foarte bine în preajma acestei persoane, să știți. Mai puteți primi un mesaj important în această săptămână și va trebui să alegeți ceva. Sau mesajul care vă vine vă duce într-o stare de confuzie, nu știți ce să faceți, ce să alegeți, unde să mergeți și așa mai departe. Oricare ar fi lucru, fie că începeți o relație, fie că aveți pe cineva în gând, fie că sunteți la începutul unei relații sau așa, sau aveți un amant, o amantă, să știți că există o mare șansă să fiți predestinați, să fiți împreună, să trăiți această poveste de dragoste. Deși, pe unii vă zic, vă văd un pic confuși aici. Probabil din cauza faptului că trebuie să faceți o schimbare, vorba de o schimbare radicală. Poate ați ajuns într-un punct mort, poate vă este frică de despărțire, simțiți că vă apropiați din sfârșit și parcă nu doriți acel lucru, sau pur și simplu vă imaginați aceste lucruri și de fapt să nu fie real. Deci vă imaginați că, vai, se ajunge la despărțire, vai, nu sunt eu cu el, ce mă fac, sau cu ea. Și de fapt lucrurile acestea să fie doar în gândul dumneavoastră și să nu fie real nimic. Adică să nu se ajungă la nicio despărțire. În cazul în care vă gândiți la aceste lucruri, bineînțeles. În alte cazuri văd foarte multă agitație, o energie foarte activă aici, nerăbdare, stres. Să rezolvați o problemă în dragoste, fie să vă împăcați cu o persoană din trecut, fie să vă dea un semn o persoană pe care o placeți, dar aici văd o șansă, o șansă la iubire, o șansă la iubire adevărată chiar, un noroc în dragoste. Deci oricât de agitați ați fi sau stresați că nu se întâmplă ceva pozitiv în viața dumneavoastră amoroasă, e bine, în această săptămână sunt mari șanse să se întâmple. O îmbunătățire în relațiile deja existente, iar în alte cazuri v-am zis, noroc în dragoste, mare noroc în dragoste și o șansă reală să fiți iubiți și să iubiți.
Deci foarte frumos din acest punct de vedere. Deci există o mare șansă să vă întâlniți sufletul perechii, persoana predestinată exact cum v-am zis. Aici văd o împlinire în cuplu, în relațiile de cuplu. În relațiile existente văd o iubire foarte sinceră, o dragoste împărtășită, multă fidelitate, multă încredere. Iar în cazul persoanelor singure, se ivește o relație sau un interes amoros în această săptămână, cu siguranță, în cele mai multe cazuri. Acum trebuie dumneavoastră să vă dați seama, să faceți diferența între prietenie și dragoste, să nu confundați aceste lucruri, care mai putea exista și acest dubiu aici, să vă placă de cineva și să aveți impresia că acea persoană vă place, dar de fapt vă vede doar ca pe un prieten sau o prietenă, nu nimic mai mult, așa cum vă imaginați dumneavoastră. Trebuie să distingeți foarte bine aceste lucruri, să vă dați seama exact ce anume, ce intenție anume are această persoană, să nu vă vadă doar ca pe un prieten sau o prietenă. Dar văd multă sinceritate. Este o rezolvare aici în unele cazuri, înțelegere, multă fidelitate la mulți dintre dumneavoastră, fie că sunteți la început unei relații, fie într-o relație de lungă durată, multă fidelitate și loialitate la mulți dintre dumneavoastră. Aici mai putem vorbi și de faptul că poate aveți, poate discutați despre un divorț, dar să sperăm că nu este cazul. Ați ajuns într-un impas și poate vă gândiți la această posibilitate sau la această variantă, dar vă zic sincer că nu este cazul, nu ar trebui să vă gândiți atât de departe. Trebuie să vă rezolvați lucrurile sau problemele într-un mod cât mai corect, cât mai onest, cât mai sincer. Doar așa veți avea niște rezultate sau niște rezolvări corecte și de lungă durată. Nu dați cu piciorul unei iubiri foarte frumoase din cauza unor certuri sau... Vedeți cum rezolvați aici, să nu fie divorț, cum îmi iese. Poate rezolvați niște acte, nu știu, un partaj, ceva, în unele cazuri, ar putea fi și acest lucru. Dar se vede că sunteți așa foarte nesiguri unii dintre dumneavoastră, poate parcă aveți nevoie de mai multe detalii, de mai multe informații vis-a-vis de o situație, de o relație, ceva. Nu știți ce să faceți, sunteți așa într-un impas, căutați, cum să vă zic, analizați lucrurile foarte bine, căutați o soluție, o rezolvare. Sunteți într-un moment de nesiguranță aici, o ezitare. Poate aveți parte și de schimbări dese în viață și sau în relații, sau în relațiile de orice fel. Sunt niște schimbări dese și de aici vă aduce această nesiguranță pe care o simțiți. Poate ați ajuns în incapacitate de a decide ceva, poate vis-a-vis de divorțul acesta care tot mese, sau poate trebuie să decideți între mai multe variante și nu știți ce să alegeți, ce să faceți. De aceea aveți nevoie de mai multe informații, de mai multe detalii, ca să vă dați seama exact ce să faceți, cum să faceți, pe ce drum să mergeți și așa mai departe. Poate la mijloc, aici este vorba și de un copil, există și această posibilitate să fie un copil la mijloc într-o căsnicie și de aici aceste nesiguranțe. Mare grijă la conflict în această săptămână, la ceartă, stres, văd mult stres, multă grabă, dar și agresivitate și critici foarte dure. Oricum ar fi, încercați să rezolvați situația într-un mod cât mai pașnic. Dar dacă ați analizat toate lucrurile mult mai bine, să știți că poate ați evita să ajungeți în acest punct de divorț, pentru că iubire multă este aici în cuplu. Nu știu de ce s-a ajuns aici în unele cazuri, dar poate dacă veți avea mai multe informații, veți analiza mult mai mult sau mult mai în detaliu toate lucrurile, o să vă dați seama că poate nu este bine să faceți acest pas. Acum, na, este în funcție și de fiecare dintre dumneavoastră. Da, cam atât am vrut să vă spun. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost și astăzi alături de mine. Nu uitați să lăsați un like, un coment și să vă abonați canalului meu dacă vă place ceea ce fac. Oricum, vreau să vă mulțumesc de suflet tuturor. Îmi sunteți foarte dragi. Și vă doresc mult noroc, dragoste în această săptămână. Să aveți parte de cât mai multe rezolvări. Iar pentru cei care doresc o etalare personalizată, nu ezitați să încercați și această variantă. Puteți să-mi lăsați un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726 981520.
Eu vă mulțumesc încă o dată și ne vom revedea curând. La revedere!